Mă bucur, stimați telespectatori, să ne revedem la Să-l cunosc pe el și mă bucur să l-am în studio pe un prieten din tinerețe, pastorul Suciu Ezechiel din Seattle, Washington, Statele Unite ale Americii, originar din Cluj, aici unde facem înregistrarea. Bine ai revenit, Ezechiel. Bine v-am regăsit. Stimați telespectatori, în emisiunea precedentă, interlocutorul meu a avut disponibilitatea să se facă vulnerabil și să povestească din propria viață personală și familială modul în care a făcut pași spre cunoașterea lui Dumnezeu. O să rog să rezume în câteva fraze ceea ce s-a spus în emisiunea precedentă pentru cei care eventual nu ați ascultat, nu ați audiat această emisiune. Nu ați vizionat emisiunea noastră și apoi vom merge în zona experiențelor implicării în slujirea creștină. Da, spuneam data trecută că m-am născut într-o familie simplă de țăran și la intersecția și la mixiunea multor credințe și păreri. Deci o familie multiconfesională. Multiconfesională, chiar foarte, foarte multi. Așa. Și Dumnezeu însă m-a urmărit până la punctul în care, cum spuneam și data trecută, am ajuns la un conflict interior aproape de nesuportat. Aveam aproape 27 de ani și mi-am zis, trebuie să fac ceva cu viața mea, dar parcă eram blocat. Terminasem facultatea, lucram la centru de calcul electronic în Cluj, dar eram un nefericit. M-ar fi invidiat probabil mulți, uitându-se doar la faptul că profesional eram un realizat, să spunem așa, dar pe planul sufletesc, pe planul familial, nu eram căsătorit încă, eram un falimentar. Mai ales în contextul care trebuie să îl spunem ca telespectatorii să înțeleagă unor experiențe, unei moșteniri, mai ales pe, din partea tatălui, denotat așa a studiului Noului Testament la 12 ani, a unor experiențe de rugăciuni împlinite și toate astea au produs un gol care nu putea fi umplut cu altceva. Da, sămânța era semănată, terenul fusese pregătit, să spunem așa, dar l-am lăsat să crească mereu și mereu spine și pălămida neascultării și a păcatului și amânând mereu o decizie ce-i de făcut cu viața. Îmi dau drumul pe toboganul lumii acesteia în păcate și în plăceri de o clipă, tot mai mult și fără opriliște, sau viața asta vine de undeva, are vreun sens, mergem undeva, avem ceva de făcut între polii ăștia a venirii și a plecării. Erau întrebări existențiale foarte serioase și care îmi măcinau efectiv liniștea și pacea, neputându-mă să mă bucur, stând, să spunem așa, între două lumi, între două concepții de viață, între credință și necredință, între adevărul Scripturii și așa zisul adevăr al științei și a evoluției și a ateismului. Între iubirea plăcerilor sau iubirea lui Dumnezeu? Între iubirea păcatului și a plăcerii de o clipă și între iubirea de Dumnezeu. Ajuns la un punct de disperare, să spunem așa, în jurul anului 27 al vieții mele, am zis în felul următor: dar de ce n-aș experimenta eu ce poate face Dumnezeu cu mine? Că văd că eu nu reușesc nimic în privința asta. Să-mi ies la liman din punct de vedere spiritual, emoțional, familial, ci sunt într-o înfundătură, pare, fără ieșire. Și atunci am zis așa, am vorbit și eu cu un Dumnezeu în care nu eram convins că este chiar așa serios, sau dacă este, nu știu dacă îl interesează viața mea și soarta mea și nu știu și a lumii. Pentru că vorbeam și eu, n-am știut atunci că și Sfinții lui Dumnezeu uneori au zis: Doamne, să nu te superi că te întrebăm, dar mi se pare că lumea asta e pe dos. Și Dumnezeu le-a spus: da, e pe dos. Bine ați văzut. Pentru că o întors-o pe dos păcatul și diavolul. Dar vine vremea când o să o întorc pe față și o să o aduc din nou la ceea ce a fost iar la început,
așa zice Asaf în Psalmul 73 sau Ieremia parcă în capitolul 12, sfinții lui Dumnezeu care au avut crize de felul acesta. Acum, aceste lucruri le luam ca și argumente pentru necredință. Și ajuns, cum spuneam, la disperare de sine, am zis, îmi mai rămâne o soluție. Să-L încerc pe Dumnezeu. Și să văd dacă El este, El poate să facă ceva. Dacă se spune că e tot puternic, că e un Dumnezeu care iartă, care schimbă oamenii, am zis, mai am o șansă să mă schimbe El. Dacă nici El nu mă poate schimba, atunci trebuie să termin cumva cu viața asta, pentru că conflictul interior e peste măsură de suportat. Și am luat decizia și am zis în sinea mea, trebuie să mă botez, să fac un legământ cu Dumnezeu și să spun, Doamne, uite ce, eu fac un legământ cu Tine și Te rog să Te ocupi de mine și să vedem ce iasă. Nu a fost mare credință, a fost mică, cât o babă de măștar, poate mai mică a mea. Dar așa spune cuvântul, de-ar fi credința voastră cât o babă de măștar. Sau puneți-mă la încercare. Dacă o pui în lucru credința asta, nu să spui cred și nu fac nimic. Și am zis, Doamne, așa de puțin cred, dar încerc cu credința asta mică să facem... Să fac ce stăm putin. Așa, și să vedem ce iasă. M-am dus din Cluj la Mediaș. Acolo cunoșteam un păstor pe care îl simpatizam foarte mult, pentru că era un păstor care avea ceva de vorbit intelectualilor. Și eu, cum spuneam, aveam probleme de minte, de rațiune, care nu le puteam scoate la capăt și știu că a fost pe la Cluj și am fost la câteva întâlniri, chemat fiind de o colegă de-a mea care era credincioasă și care am aflat că mulți s-a rugat pentru mine și pentru întoarcerea mea. De fapt, după ce m-am dus la Dumnezeu, am găsit că mulți oameni se rugau pentru mine, dar eu nu știam. Nu știam că cineva îmi vrea binele și se roagă pentru mântuirea mea. Mi-aduc aminte că eram șef de grupă și odată când vine profesorul, eu strigam, vine domnul profesor. Și am strigat odată că vine domnul profesor, dar am zis atâta, vine domnul. Și colega mea care era credincioasă, așa s-a speriat și zice, am crezut că ai avut o vedenie și că vine Domnul Iisus a doua oară. S-a bucurat, sigur, după aceea că Dumnezeu s-a îndurat de mine. Așa că m-am dus la el și am zis, frate Ionel, era vorba de frate Ionel Pleșa, care a plecat la Domnul mai anul trecut, dacă nu greșesc, un om al lui Dumnezeu care a avut o mare influență în viața mea, pentru că m-am dus la el cu un ghem de întrebări existențiale, teologice, cum spun, am venit de la încălcitura asta de interconfesională, tot felul de întrebări și cu un tact pe care nu l-am găsit la altcineva, așa de ușor și simplu mi se părea că le rezolvă, că eu ziceam, extraordinar ce simplu a fost și mie mi se părea că e un munte care nu poate fi mișcat. Și pentru mine a fost un părinte spiritual, Ionel Pleșa. Vorbeam mult studenților, era un om al cărții și al înțelepciunii. Avea un dar de înțelepciune special. De fapt, a fost cu adevărat un om al lui Dumnezeu și un mare credincios în mișcarea pentecostală, cu experiențe duhovnicești deosebite. Și cu discernerea a ceea ce e veritabil de ceea ce... Absolut. Un om care și el nu se uita la garduri, se uita la oameni, oriunde ar fi ei, iubindu-i și ajutându-i. M-am dus la el și am spus, frate Ionel, i-am făcut o surpriză, nu aveam atunci telefoane. Am sosit de la Cluj, sunt așa, aș vrea să te rog să mă botez, eu vreau să mă predau lui Dumnezeu, vreau să devin un credincios, un creștin, serios. El s-a uitat cu bunătate așa de părinte la mine și cu glas blând mi-a spus, nu te pot boteza. Că nu la asta s-a chemat eu în primul rând. Eu te rog să te duci în Cluj și să găsești acolo un păstor și o biserică unde ai vrea să fii.
ca așa se cade să fie, să te boteze și să te cunoască cineva acolo, unde va fi familia ta spirituală de aici încolo. Pe moment nu l-am înțeles, ba chiar m-am supărat un pic în sine mea. No, uite, am făcut atâta drum și n-a putut el să mă boteze. Ei, acum, mai târziu, l-am înțeles și chiar am zis, ce om înțelept, ar trebui să mai învăț ceva de la el. M-am întors la Cluj și... Ați avut o discuție, nu, edificatoare, da, problemele. Da, bineînțeles. Cred că a zis, în schimb, cu ce te pot eu ajuta este m-a să... M-a ajutat, da. Cu sfatul lui și cu înțelepciunea lui și cu blândețea lui mi-a deschis mintea să înțeleg multe lucruri. M-am întors la Cluj și am căutat printr-o altă persoană credincioasă și am zis, era tot un student la studentă la medicină și am zis, nu cunoști un păstor care să nu mă prindă în chingile lui de grupare religioasă, să mă accepte cum sunt și să așa să-mi răspundă la întrebări. Pentru că pornisem, cum am spus, puțin greșit, deși în duh era bună ideea. Pe calea argumentelor raționale, nu? Nu, am zis în sinea mea, dacă mă întorc la Dumnezeu, eu n-am să mă fac membru la o biserică. Eu am să merg la toate, să le iubesc pe toate și să le slujesc pe toate. Nu înțelegeam eu că nu se poate chiar așa, ci poți să le iubești pe toate, să colaborezi cu toate, dar undeva trebuie să fie adresa ta și slujirea ta și locul în care te împărtășești. Te simți cel mai aproape. Absolut. Și de acolo să pornești. Așa că am zis, mie îmi trebuie unul să mă boteze, dar să nu mă facă membru la el. Am găsit un om mai liber în sensul ăsta, fratele Vereș Ioan, și m-a botezat, bineînțeles. Am zis, eu acum și repede vreau asta, pentru că eu am o experiență de făcut cu Dumnezeu și nu mai pot amâna. Într-un fel, erai pornit pe un târg cu Dumnezeu. Pe eu un fac târg ceea și am ce... zis, acum sau niciodată, trebuie văzut ce se întâmplă cu mine. Și m-a dus într-o familie, deci am avut puțin martori la botezul meu, familia unde am făcut botezul, câteva persoane, deci. Și botezător. Dar cât de cât Vereș te cunoștea, presupun, sau s-a informat despre... Da, mă cunoștea, mai ales că aveam un verișor credincios în biserică la el și care vorbise de mine. Și am fost și eu de câteva ori la biserică unde era dânsul păstor. El bucuros și un om al iubitor, am îmbrățișat, m-a luat, te botez. Zice, poate e bine așa, că te botezi în un public, mă gândesc că tu să ai necazuri, că ești intelectual. Așa era atunci. Și comuniștii aveau o fobie asta, să nu fie intelectual. Intelectualii sunt foarte periculoși. Nu intelectualul era periculos, intelectualul plin de Duhul Sfânt e periculos, sau țăranul plin de Duhul Sfânt. Să spun ceva, să te mai odihnești. Lucram la Azo Mureș, la Vestitul Combinat Chimic, eram economist, perioada comunistă, evident, și eram în față la TESA, deci la... Și a venit o directivă de la celula de partid județeană să mă mute de acolo la MPK. Era o fabrică de azot, fosfor, potasiu, mă rog, la o fabrică din cadrul combinatului. Să nu influențez pe intelectual, și răspunsul mai marilor combinatului, era și un membru în comitetul central, director, așa, a fost, domnilor, tovarășilor, cum să îl trimite între oamenii aia simpli? Că dacă aici, între oameni intelectuali, și reprezintă un pericol, păi dacă merge la IPK, îi convertește pe toți și m-au lăsat în pace. Da, a vrut și să mă apere că ținea la mine, da. Și am luat botezul pe 22 decembrie 1975. N-am uitat ziua aceea pentru că știu că aceea a fost cea mai lungă noapte. E solstițiu de iarnă. Și am zis, de mâine va crește lumina. Mă gândeam și la plan spiritual. Și așa a fost. Un proces care încet, încet, soarele, ziua crește cu un minut, două pe zi sau așa ceva. Am luat botezul și am început să citesc Scriptura, mi se părea că acum e mult mai clară, parcă îmi căzuse niște solzi de pe ochi, și citeam mereu și mi se părea deosebit de interesantă, dar încă
mă așteptam că după botez imediat sunt sfânt din acela să-l pui în icoană. Și eram puțin dezamăgit, nu înțelegeam taina asta botezului sau ce reprezintă ea. Și am zis, măi, dar parcă sunt același de ieri, de dinainte de botez. Cât pace să mă descumpănesc. Păi eu am așteptat să se întâmple ceva în apa botezului. N-am înțeles că ceea ce schimbă e cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Împărtășia cu frații. Iar botezul este o imagine exterioară a unei realități exact, interioare. Exact, mărturisirea ceea ce se întâmplă pe din lăuntru tău. Dar cum noi eram crescut și matur, era cât pace să mă potrinesc și să zic, dar când scap eu de bătăliile interioare, dar obsesiile mele mentale, când mi se limpezește mintea, am zis eu. Și am stat așa și am zis, mai rabd un pic, dar să vedem cât mai pot răbda. Să vedem, să schimbă ceva, nu să schimbă. Și mi-aduc aminte, mergeam prin centrul Clujului la un moment dat și m-am lovit cu mâna peste frunte și am zis, când s-a întâmplat că s-a așa liber în lăuntru? Nu realizeasem clipa sau momentul, dar am zis, extraordinar, parcă m-am trezit ca dintr-un vis. Totuși, sunt alt om. Venea să mă pipăi. Când s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? Când m-am rugat eu și am citit, dar cum? Că n-a fost, să zic așa, un boom într-o zi, să zic, na, uite, la secunda asta am fost transformat în alt om. Și a fost un proces. Un proces și am fost așa de încurajat să zic, wow, ceva foarte important s-a întâmplat în viața mea. M-am schimbat pe din lăuntru. Dar schimbarea pe din lăuntru a început să se reflecte în afara mea. Pentru că la servici, înainte de a mă întoarce la Dumnezeu, eram un plângăcios din ăsta. Nimic nu era bine, ca un om nefericit pe din lăuntru, parcă tot timpul mi s-au necat corăbile și nu era bine, mă văitam că mă doare aici, mă doare dincolo. Toate veneau să accentueze nefericirea interioară. Absolut. Eram un ghem de nefericire și de neîmplinire. De neîmplinire, știi? Și au început să vadă colegii. Ba, între timp, la scurtă vreme, deci la 29 de ani, de fapt, de la 27 de ani după ce m-am întors la Dumnezeu, m-am început să mă rog pentru o soție. Acum am zis, am cucerit atâtea fete și era cât pace să mă însor cu câteva. Bine că m-am încurcat, cred că Dumnezeu, am zis eu, că dacă mă mai și căsătoream cu una necredincioasă, cum eram eu tot la frontieră, nu cred că mă mai puteam ridica de acolo vreodată. N-am înțeles că în spatele toate lucrurilor Dumnezeu mă urmărea cu dragostea unui părinte, încercând să mă ajute să mă îndrepte pe calea cea bună. M-am rugat și mă pomeneam că mă rog de acum doritor să fac ceva pentru Dumnezeu. Dacă El m-a mântuit pe mine, am priceput că eu trebuie să-L slujesc pe El. Doamne, dăm un dar, dar mai ales printre daruri dăm o nevastă bună care să mă ajute în lucrarea pe care trebuie să o fac pentru Tine. M-am rugat multă vreme și la un moment dat chiar m-am speriat și am zis, vai de mine, am uitat să mă rog să fie și frumoasă, Doamne. După aceea m-am liniștit și am zis, apoi tatăl meu doar știe când îi cer un pește, n-o să-mi dă un șarpe. Când îi cer un lucru într-un anumit fel și cum ai spus tu înainte, căutând împărăția lui Dumnezeu, că eu așa mă rugam, Dumnezeu o să-mi dea pe deasupra celelalte lucruri. Așa că printr-o minune, și aici iarăși e o experiență extraordinară a căsătoriei mele, pentru că ajunsesem la 29 de ani să nu mai am puterea alegerii și deciziei. Eu mă mir și mă uit, de fapt, nu mă mir acum, numai mă uit și mă doare inima la mulți tineri care amână căsătoria și ajung la uzura aceea de a nu mai putea lua decizia și de a nu mai putea avea puterea unei alegeri. Naivitatea de la 23 de ani, 25. Da, dacă căsătoriți la 16 ani, e ușor. Așa, o drăgostire la prima vedere și gata. Și am început să mă rog și am zis, Doamne, voi fi eu matematician, dar calculul ăsta nu reușesc să-l scot la capăt. Nu știu unde este și cum este, dar te rog să-mi pregătești o soție. Așa, chiar dacă eu dorm în timpul ăsta ca și Adam, dar tu să o pregătești, să mi-o scoți în cale și să pricep că ea e pregătită de tine.
Dumnezeu, ca să mă înduplece adeseori în viață, în momente de decizie mari, mi-a vorbit matematic. Pentru că Dumnezeu se coboară la nivelul la care poate comunica cel mai bine cu un om. Dacă magii aceia care se uitau toată ziua la stele, Dumnezeu a găsit cu cale să le vorbească printr-o stea ca să-i ducă la Iisus. De ce? Pentru că acolo era fereastra pe care ei se uitau. Dumnezeu nu putea să comunice cu ei pe altă fereastră, că ei aveau una singură îndreptată spre stele. Și Dumnezeu le-a vorbit prin stele. O mică paranteză. Cuiva din Cluj, Dumnezeu i-a dat un vis și nici nu știu dacă nu cumva unei membre în biserica ta, dacă bine rețin. A văzut-o pe Maria, mama Domnului Iisus, în vis și a spus, du-te pe strada Albinii, era o biserică penticostală, asta era culmea. Nu cumva tu mi-ai povestit, cineva din Cluj mi-a povestit. Am experiența absolut asemănătoare, da? În care mama Domnului s-a arătat în vis unui mare închinător la Sfânta Fecioară. Da, da, pentru că asta era portița prin care vorbea. Mâine, după masă, va veni un bărbat la poarta ta să-ți dea o carte. Tu să nu o respingi, să o iai, să citești și să faci ce scrie în ea. Și ziua următoare, un frate a venit la poartă și i-a dat o Biblie. A vrut să o respingă, că era Biblia sectanților. Așa? Dar și-a adus aminte ce i-a spus Sfânta Fecioară Maria. Da. În vedenia respectivă, bineînțeles, că nu ea i-a spus. Dumnezeu i-a creat o imagine ca să transmită un mesaj. Da. Și a luat-o și s-a întors la Dumnezeu. Dumnezeu lucrează. Nu putea nimeni, zice, nu ascultam de nimeni, dar dacă Sfânta Fecioară Maria mi-a spus, zice el. Și așa? Cum a fost argumentul matematic? Argumentul matematic a fost așa. La anul nou am ajuns într-un loc de rugăciune unde era o altă soră care avea un dar profetic. Și am avut cuvântul următor. Tânărule, nu eram așa tânăr, eram tomnatic, acum am bun 29 de ani. Anul acesta e împărțit pentru tine în patru părți. În a doua parte a anului vreau să te strâng de pe drumuri. Că într-adevăr eram pe drumuri, mergeam în chirie numai să dorm și în rest eram omul drumurilor. Și mi-am înțeles la ce se referă Dumnezeu, că asta mi-era acum rugăciunea, dar n-am mai ținut socoteală de cum o fi împărțit anul, când s-a întâmplat asta, cum zicea Domnul, vă spune astea lucruri, atunci când se vor întâmpla, să credeți că eu am vorbit. Pentru că necredința încă era bătălia mea de fiecare zi. Și cădeam și Dumnezeu iar mă ridica. Și nici măcar eu n-am fost curios, dar soția mea mi-a spus, după ce am decis căsătoria noastră, zice, știi că prima dată ne-am întâlnit în autobuz venind de la adunare în data de 25 ianuarie? Zic, eu nu știu, că eu n-am notat. Știi că prima dată am stat de vorbă în 25 februarie? Nu știu, eu n-am notat. Știi că m-ai cerut de nevastă în 25 martie? Zic, asta e prea de tot. Zic, eu am scris în calendar toate. 25 ianuarie, 25 februarie, 25 martie. Și am făcut nunta exact în mijlocul lunii mai. Luna mai este de-al doilea trimestru și exact în mijlocul celui de-al doilea trimestru. După ce m-am căsătorit, mi-am dat seama, extraordinar, asta e mâna lui Dumnezeu. Am luat-o deci cu toată convingerea pe soția mea și am pornit la drum împreună, ea fiind mult mai matură ca și mine în cele spirituale, pentru că se întorsese la Dumnezeu printr-o minune și ea la 18 ani. Ce minune? Adică amânăm implicarea în lucrare pentru emisiunea viitoare. Mulțumesc. S-a născut și ea într-o familie de credincioși, dar a fost o mare zguduire în mișcarea penticostală pe timpul acela din cauza unei prorocițe care a alunecat de la credință și a târât pe mulți în suferință și în rușine. Ea a plecat de acasă la 11 ani la școală la Cluj. O fată tinerică și cu minte, a terminat școala, a făcut profesională decoratoare la porțelanul și ea a fost scârbită când ești vaccinat
cu religie sau cu falsă religie, nu mai vrei să auzi de religie. Și ea a zis, bine că am ieșit din mediul familiei și am terminat cu îngustimea asta. Îngustimea și cu rătăcirea și cu exagerările sectanților și a fost și ea dezamăgită chiar de familie câteodată din cauza acestor lucruri și mai ales de cei din jur. Și s-a lansat în viața tinerească în sensul, a fost o fată cu minte, mult mai cu minte ca și mine. N-a gustat păcatul, să spun așa, dar în același timp o fată care a învățat bine, a fost imediat observată de toți, i s-a propus să fie secretară UTC pe școală, pe întreprindere, pe așa mai departe. Și a zis, asta e viața, domnule, ne lansăm în viața asta de tinerețe, ale tinereții, valori. Și însă Dumnezeu a urmărit-o și pe ea cu dragostea lui și să nu spună cineva că Dumnezeu nu ne iubește câteodată într-un mod ciudat. S-a îmbolnăvit de inimă, stenoză mitrală, foarte gravă, la 18 ani, leșina pe stradă. A fost la spital, a luat tratament, a fost prin stațiuni, diferite stațiuni de tratament din țară. Era tot mai rău cu inima. Tot mai rău cu inima. Și la 18 ani ajunsese să creadă, voi muri curând. Ce repede s-a terminat viața mea. Și am pornit cu așa speranțe că o să-mi găsesc fericirea departe de îngustimea sectanților și a celor care m-au dezamăgit în viață cu credința lor. Și în starea asta în care s-a găsit, cineva a zis, tu ești tânără și frumoasă, n-ai vrea să vii cu noi la biserică? O, nu, zice, nu vreau să mă duc la biserică. Hai că sunt mulți tineri acolo. Dar ea, gândindu-se și ea, probabil ca și mine, odinioară la căsătorie, dar sunt și studenți acolo, întrebat ea. O, da, avem și studenți între noi. Păi dați-mi adresa, să vedem. Poate mă înduplec și vin. I-a dat adresa, era strada Cepei, o biserică maghiară și cu câțiva români, biserică pentecostală acolo. Și într-o duminică s-a pornit să meargă la biserică. Dar când a ajuns în stație și-a dat seama, dar unde o fi strada Cepei? Dar n-am întrebat numărul. Dar cum am pornit așa? Și a zis, cred că trebuie să mă duc acasă. M-am pornit degeaba la biserică, că acum am dat seama că eu nu știu unde să mă duc. Când a zis așa, a auzit un glas, era în stația de, și nu era numai ea, și a văzut că mai a apărut un bărbat. Era cu spatele spre ea. Și glasul îi spune așa, urcă-te în mașină și du-te după bărbatul acesta. S-a uitat, au văzut, nu-i nimeni în stație. Dar dacă asta e cuvântul, hai să mă duc. S-a urcat într-un autobuz, erau numai ei doi, bărbatul mai în față, ea în spate. Când a coborât bărbatul, o coborâ și ea, s-a dus după el, o intra la o poartă, era o căsuță mică, era biserica din Cepei. Bărbatul a intrat înăuntru, a intrat și ea înăuntru. Când a intrat imediat înăuntru, s-a uitat unde e bărbatul, nu mai era bărbatul. Fantastic. Ce m-am dus acolo, m-am pomenit că m-am dus în pantaloni. Și am văzut că nimeni nu e în pantaloni. Hai de mine, ce cultură e asta aici? Oare, zice, n-am înțeles nimic ce s-a spus. Pentru că, spunea ea, parcă eram pe altă planetă. În alt mediu. M-am văzut acolo că unui gras, unui slab, lucruri din astea care nu au nicio esență spirituală. Și s-a zis ea, mă, să plec de aici cât mai repede, că am nimerit, se pare că am într-un loc care nu trebuia să nimeresc, știi? Dar era sfârșitul anului, când ea avea 18 ani, asta era, cred că, 1964. Și într-un chip, iarăși miraculos, aude un glas. Dacă anul acesta, și mai erau câteva zile, nu vei primi Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, niciodată,
nu o să-l mai primești. Am întrebat-o ce ai înțeles tu. Am înțeles că voi muri. Nu mai aveam altă șansă. Probabil foarte curând muream și nu mai aveam altă șansă în viață. Oricum, la PCP era un tratament de șoc acolo, erau rugăciuni înflăcărată. Când era aglomerație mare, mi-am amintit că și eu am fost ca tână de câte ori, se dădea comanda scaunele să fie la jumătatea distanței, nu ca și să încapă mai mult. Sau... Și stăteam în picioare. Dar ea nu era crescută spiritual. Dar ce ai Duhul Sfânt? Dar cum adică dacă nu-l primesc? A început o mulțime de întrebări în capul ei. S-a rugat ea, ce s-a rugat, nu știa nici cum să se roage, și-a ajuns în ultima zi a anului. Și-a zis, vai de mine. Deci au început să vină curent acolo, să... Da, au mers după aceea de câteva ori la biserică, dar erau ultimele zile ale anului. Așa că repede s-au mai scurs câteva și-a ajuns în 31 decembrie. Și-a zis, vai de mine, eu n-am primit Duhul Sfânt. Dar cum și unde? Și mama zice, n-ai vrea tu să mergi astăzi cu noi? Este o rugăciune undeva aici, în preajma unde suntem noi acum, cu studioul de înregistrare. N-ai vrea că la o familie acolo se face o rugăciune de sfârșit de an, ne apropiem de Dumnezeu și cerem Duhul lui de la Dumnezeu și așa. Cine i-a spus asta? Mama ei. Și dacă vrei, zice, să și postește astăzi. Ea entuziasmată că corespunde, că nu-a spus la nimeni bătălia din lăuntru. Corespunde cu ce era în lăuntru, a zis, măi, e ultima mea șansă. Poate acolo se întâmplă o minune cu mine și mă mântuiește Dumnezeu și mă vindecă și eu nu știu ce va face cu mine. Și ea era în disperare de cauză, să spunem așa. Zicea, dar am uitat peste un ceas că trebuie să postez și am mâncat. Dar mama a zis, nu-i nimica. Că doar n-ai făcut-o intenționat. Dumnezeu, de fapt, nu-l poți plăti tu cu nimica. Tot ce se întâmplă și mântuire și primire de haruri, e prin credință. O mamă înțeleaptă, i-a dat un sfat bun și s-a dus cu ei. S-a rugat, nu s-a întâmplat nimic. Și înainte să se termine, ea a ieșit prima și a fugit plângând spre stația de la strada principală. Și a zis, mai sunt câteva ceasuri până la anul nou și nimic nu s-a întâmplat cu viața mea. Da, autobuzul nu a venit repede și au început să sosească și alții, printre care și pastorul Vereș. Și a zis, tu, fetiță, tu ești a familiei Pocol, da. S-a uitat la ea și parcă zice, mi-a citit gândurile. Tu n-ai vrea să primești Duhul Sfânt? A zis, mă, de unde știe omul ăsta că eu mă lupt de o săptămână cu lucrurile astea în urma unei descoperiri dumnezeiești? De unde știe? Ba zice, aș vrea. Hai cu noi. Ne-am dus la mama lui soacră, o căsuță mică undeva pe observatorul lui sus, în zorilor. Și numai ei și încă un băiat era acolo și mama soacra lui și ea. Am intrat în cameră și să ne rugăm. N-am apucat să spun două cuvinte. Când m-am pus pe genunchi, Duhul Domnului a venit peste mine. Am ajuns într-o stare, zice, de extaz, nu mai știam unde sunt, bineînțeles. Mă rugam în alte limbi străine, mă bucuram în Duhul Sfânt și ei nici nu știu când ei au și plecat, m-au lăsat acolo singură. M-am trezit, când m-am trezit din bucuria și din rugăciunea aceea cerească și duhovnicească în care Duhul se ruga, nu eu. Că eu nici nu mă știam ruga, de fapt. M-am trezit și am văzut că e întuneric, că a venit seara. Și am pășit în cealaltă cameră și știu că mi-au pus de mâncare. Gazdele și ce am simțit dintr-o dată că eu sunt cu tot altă persoană. Eram cu totul schimbată, pe din lăuntru, pe din afară, de o bucurie extraordinară. Și frații mi-au spus, zice, de seară avem rugăciune și stăm și la mijlocul nopții. Până trece de mijlocul nopții, petrecem în rugăciune schimbarea anului. Nu vrei să vii și tu? Hai, merge și eu, să zic.
Și în timp ce a venit seara și s-a dus la rugăciune, la biserică, de fapt la programul religios de acolo, la părtășia cu frații, când a ajuns la ceasul 12, păstorul a zis așa: era un om care credea că Dumnezeu care mântuie poate să și vindece. Chiar dacă nu-i vindecă pe toți, dar el vindecă pe cine vrea și acolo unde sunt condițiile împlinite. Deci cei bolnavi, zice, să vină pe culoarul bisericii ca să ne rugăm pentru ei și să-i ungem cu undele. Ea, care numai de câteva zile pornise în căutarea asta disperată a întâlnirii cu Dumnezeu, măcar că nu-i pricepea nici ea cum va fi și ce va fi, a zis în sinea ei: eu, fată de 18 ani, să mă duc pe culoar să mă vadă că toți sunt bolnavă. Și a zis un cuvânt al credinței: cel ce astăzi m-a umplut cu Duhul Sfânt mă poate vindeca unde sunt. Și s-a plecat pe genunchi atunci când s-a făcut rugăciunea pentru bolnavi și zice: dintr-o dată am simțit că o mână albă ca de medic îmi pătrunde sub coaste la inimă, face o mișcare acolo și scoate ceva ca și negru ceva și aruncă. Și când m-am ridicat, am simțit că e altă inimă în piept. Atunci, la anul acela nou, după masă a primit Duhul Sfânt, iar darul vindecării l-a primit la 12 noaptea, când a fost rugăciunea aceea. M-am dus la serviciu, eram o altă fată. Am început să compun poezii, să recit poezii. Mi-am dat demisia de la eram secretară de UTC, partidul, interogații, m-au luat și m-au batjocorit la oraș. M-au luat întâi și mi-au spus: cum de faci așa ceva? L-am întâlnit pe Dumnezeu, vreau să-L slujesc pe El, nu mai cred în politica asta. M-a vindecat, nu? Așa, m-a vindecat, m-a mântuit. Și unul din ei, fără simțire: auzi, dacă tu ești sfântă, să ne explici cum a făcut Maria pe Iisus fără bărbat. La care ea s-a uitat la el și a zis: mie mi-ar fi rușine să vorbesc așa cu o fată fecioară. Sunt lucruri nedemne pentru dumneavoastră să puneți astfel de întrebări. Ce s-a rușinat și nu mai zis nimic. Asta a fost miracolul întoarcerii ei la Dumnezeu. Ne-am căsătorit și am avut 6 copii. Apoi o cardiacă nu putea să nască 6 copii. Dar am zis în sinea mea: eu, Toma de odinioară, dar aș vrea eu să pipăi și vindecarea asta nevestei mele. Mă, nu cumva lucruri femeiești, cum ziceau ucenicii din ea. I s-a părut că a fost bolnavă. Da, poate a fost ceva, știu eu, așa. Și în timp ce nu mai știu câți copii aveam, 4, 5, primește o citație de la Spitalul Clujana, unde era și figura între cardiaci. Și văzând că de atâția ani, acum avea 33 de ani, ne-am căsătorit la 32, ea avea 32, trecuse vreo 14 ani de când nu mai fusese la medic. Și nici nu căpătase că au murit vreo informație de felul ăsta. Nu știu, pentru statistică, pentru ce, medicul i-a trimis o citație acasă, a venit pe adresa noastră, profesorul ceva cu zis, Drenghia sau, nu mai știu, nu mai ține exact minte, un mare profesor de cardiolog, o cheamă la control. Și o cheamă și o verifică, zice: doamnă, ceva miraculos s-a întâmplat cu dumneata, pentru că dumneata nu mai e nici o problemă cu inima. Dumneata, erai foarte bolnavă. Ce s-a întâmplat? Domnul doctor, într-adevăr, cum a spus, ceva miraculos s-a întâmplat cu mine. M-a vindecat Dumnezeu. Ai bine, bine, dacă așa spui tu, așa să fie. Și m-a lăsat-o să plece. Așa că m-am bucurat că Dumnezeu mi-a răspuns și la dorința asta. Tare aș fi vrut eu să văd document scris de la un medic că ea e cardiacă, știi? Și că s-a vindecat.
Așa a avut loc, deci, întoarcerea soției și ca după, cum am spus, după vreo 14 ani de la convertirea ei să ne întâlnim și să formăm o familie, 6 copii și aproape 11 nepoți, deocamdată. Să vă aducă bucurie toți. Mai avem 10 minute. Aș vrea să înțeleagă telespectatorii cum ai crescut spiritual în această perioadă. Deci a treia emisiune va fi a implicării în lucrare și ceea ce ai făcut efectiv. Dar haideți să vedem cum s-a realizat creșterea spirituală, pentru că nimeni nu merge în lucrare fără să se pregătească mai întâi, să se instruiască, să fie competent pentru a face ceea ce urmează să facă. Dumnezeu, cum spuneam, cu suveica Lui, a știut să țese viața mea și în sensul acesta. Nu eram crescut spiritual, măcar că dețineam unele informații, ca și unul care citește Biblia sau alte cărți. Nu erau multe cărți pe timpul acela, pe tema religioasă, dar care erau mai clandestine, care intrau, le citeam și sigur aduceau un plus de informație și de încurajare la credință și de creștere în lumină. Dar am câteva momente care mi-au marcat viața după întoarcerea la Dumnezeu și care m-au împins în lucrarea lui Dumnezeu fără să-mi propun. N-am fost la o școală teologică, dar teologia se poate învăța cu un om al lui Dumnezeu lângă tine sau cu oamenii al lui Dumnezeu lângă tine. Prin ceea ce se cheamă ucenicie. Ucenicizarea celor ce se întorc la Dumnezeu prin cei care au de acum ani de umblare cu Dumnezeu, experiență cu Dumnezeu, pentru că Sfinții lui Dumnezeu au umblat cu Dumnezeu. Prima chemare care mi s-a făcut a fost de către un frate, îl pomenea în prima misiune, fratele Nelu Pop, care a zis: am auzit că te-ai întors la Dumnezeu și uite, eu vreau să fac un grup cu foști studenți de la diferite discipline, să ne apucăm să studiem împreună siguranțe, erau lecții de siguranță a mântuirii, siguranța ascultării rugăciunii și tot felul de lecții de siguranță. Și știu că am început vreo 12 sau 14 oameni acele cursuri și le-am terminat vreo 6-7, pentru că s-au întins peste vreun an de zile așa. Asta a fost un prim, să zic așa, un prim an de teologie clandestină. Apoi au mai fost încă vreo două momente care m-au ajutat mult în viață. Unul din ele, din aceste momente a fost că la un moment dat, după 79, deci când am înțeles că trebuie să mă așez într-o biserică și m-am dus în strada Cepei la păstorul care mă botezase el cu ani în urmă, acolo am văzut un tânăr la amvon. Mi se părea mai tânăr ca mine și este, am aflat că era cu 2 ani mai tânăr ca mine. Dar pentru prima dată am văzut un tânăr atât de structurat în ce spune și atât de clar. Și când a luat Scriptura de la Geneza până la Apocalipsa să-L prezinte pe Hristos... Nu, cumva era Zaharia Bica. Văd că-L cunosc destul de bine, nu-L pot ascunde. Știu că am zis în sinea mea, dacă eu aș putea fi prieten cu omul acesta, aș avea mult de câștigat. Dumnezeu ascultă și rugăciuni care le spui în inima ta și în gândul tău. Dacă nu greșesc, a doua zi, peste drum de centru de calcul pe Republicii, în Cluj, am trecut să-mi iau ceva de mâncare și în stație era acest Zaharia. El se pare m-a recunoscut, biserica nu era mare și eram un străin printre ei. A venit la mine și a zis: n-ai vrea să pornim noi un studiu biblic împreună? Vai, mă gândesc, Doamne Dumnezeule, păi asta mă rugam eu ieri. Ba da, mă gândeam eu. Dar el zice: împreună. Cum împreună? Că eu sunt novice. El, când l-am auzit cum vorbește, și după aia mi-a spus soția, ăla e Zaharia Bica, ăsta de la 18 ani, aduna tineri și ținea studiu biblic cu ei. Și acum el avea vreo 26 de ani, așa ceva, 27. Și am pornit cu el. Am zis: dar pe ce materiale să pornim?
Păi să vedem, nu prea existau materiale pe timpul acela. Și am ajuns la concluzia împreună, hai să pornim cu tinerii să studiem cartea pe care toți o au, Sfânta Scriptură, Biblia. Și ca să fac povestirea scurtă, am început din Geneza și timp de 14 ani am ajuns la Evanghelia după Ioan și ne-a surprins Revoluția. Ne-au alungat dintr-o biserică în alta pentru că se temeau de securitate și când securitatea afla că la Demisol se adună 40 de tineri și studiază scripturile cu doi oameni care nu sunt oficiali ai bisericii, dar nu sunt controlați. Era o activitate care nu putea fi bine controlată, măcar că știu că aveau ceva agenți și suflători, că altfel nu știau cei de la securitate de lucrul acesta. Așa se face că acolo m-a acceptat ca egalul lui și m-am opintit de la început să nu mă las și o oră ținea el, o oră eu, după vreo un an, doi, nu mai știu cât, a zis el, nu, uite ce, acum numai tu și data viitoare numai eu. Două ore să te pregătești. O săptămână mă pregăteam pentru un capitol sau jumătate de capitol ca să... Și mă uimeam ce văd și ce descoper și mă bucuram eu însumi și de-abia așteptam să mă duc să spun și la ceilalți ce am descoperit eu în săptămâna respectivă. Acolo lângă el, deci am crescut, mi-a fost un al doilea profesor și ca să închei, a mai fost și o mișcare venită din afară, Bible Education by extension, adică educație biblică prin extensie, care ne-au adus cursuri, Roman și Galaten și alte cursuri. Și am participat la, și am trecut prin ele, începând parcă de prin 84 încoace, la câteva multe din ele. Așa a fost începutul, iar imediat după ce am început primul studiu de care pomeneam, biblic, cu acei absolvenți de facultăți, acest frate Nelopop a zis, mergem să misionăm și să facem practică pe sate. Nu ne puteam permite să începem la Cluj, unde erau biserici mai mari și să nu... Erau profesioniști. Și ne-am dus pe satele micuțe cu biserici de 10, 15, 20 de oameni și acolo am început să predicăm. Și uite așa a fost vremea începuturilor slabe, dar Dumnezeu nu disprețuiește vremea începuturilor slabe. Care duc la mari realizări dacă mergem cu Domnul înainte. Două minute mai sunt. Dacă ar fi să rezum într-un singur cuvânt motivația, ce te-a determinat să faci ceea ce faci, să te implici în lucrarea lui Dumnezeu, să te întorci la Dumnezeu, care ar fi acel cuvânt? Cred că dragostea lui Dumnezeu m-a biruit. Când odată Dumnezeu mi-a spus, te iubesc din pântecele Maicii tale, eu am zis, eu care am ridicat pumnul spre tine. Vă rog să mă iertați. E frumos să fim sentimental. Dumnezeu ne-a dat și sentiment și rațiune și voința. Totuși, dacă tot sunteți, ești în stare asta, noi suntem prieteni, nu putem vorbi cu dumneavoastră. În două minute, un mesaj către telespectatori, dar nu mai lung de două minute, că nu avem timp mai mult. Aș îndemna pe toți cei care ne ascultă să știe că Dumnezeu este Tată și atât de mult ne iubește pe fiecare din noi încât a dat ce a avut mai scump, pe Hristos Domnul, ca să moară de dragul să ne salveze pe noi. De aceea aș îndemna pe telespectatori să ia în seamă scrisoarea asta de dragoste a lui Dumnezeu pe care o scris-o și ne-o trimis-o prin prorocii săi, prin Duhul Sfânt, și unde își descoperă inima de Tată, care iubește, iubește și iar iubește și care vine după noi și suferă pentru că ne vede cum mergem înspre moarte. În iad vor ajunge oamenii care nu vor putea sau nu vreau să răspund acestei iubiri. Dumnezeu ne taie calea cu această carte, cu dragostea Lui. Și ne cheamă pe fiecare să venim la El, ca să-L cunoaștem pe El și apoi, iubindu-L pe El și cunoscându-L pe El, iubim și pe oameni și vrem să-L facem cunoscut pe acest Dumnezeu oamenilor care sunt lângă noi și care sunt potențialii noștri
frați și surori. Mulțumesc, Ezechiel. Cineva a spus pe bun drept că în cele din urmă colectivitatea umană se va împărți în două. O tabără care au spus lui Dumnezeu, Doamne, facă-se voia Ta în viața noastră. Și o altă tabără, o altă grupare, care, cărora Dumnezeu le va spune, facă-se voia voastră în viața voastră. De fapt, până la urmă, totul e voința, dacă o supunem voința noastră, voința lui Dumnezeu. Ori Domnul Iisus a spus, nu voia mea, ci voia Ta să se facă. Fie ca și noi să spunem astfel, să-L cunoaștem pe El așa cum am fost îndemnați și în încheierea mesajului interlocutorului meu și să facem cunoscut și altora, Dumnezeu să ne ajute. Amin.